Un atac armat în plină stradă în comuna Bivolar, județul Iași. Un individ de 32 de ani a deschis focul în mijlocul străzii și a împușcat doi bărbați. Unul este în stare extrem de gravă după ce un proiectil i-a atins artera femurală. Bărbatul care a deschis focul a fost dus la audier și este acuzat de tentativă de omor. Și stăm de vorbă cu domnul Dan Antonescu, specialist criminolog. Domnule Antonescu, bună dimineața! Bună dimineața! Sunt puține informații la această oră despre acest caz absolut șocant. Se știe doar că un bărbat din Senin a deschis focul în stradă fără să se cunoască momentan motivele. Și din nou ne întrebăm ce trebuie să facem pentru a evita astfel de situații. În primul rând ar fi fost interesantă o informație, zic eu, esențială, dacă acel individ deținea în mod legal arma pe care a folosit-o. Este prea devreme, ancheta abia a început, așteptăm să vedem. Pentru că, de regulă, cei care dețin în mod legal armamentul sunt instruiți, respectă legea, regulamentele privitoare la deținere, la folosirea armelor. Ceilalți care și le procură în mod, ilegal și le dețin în mod ilegal sunt cei care, de regulă, folosesc armele acestea la comiterea de infracțiuni. Jafuri, vătămări, chiar omoruri. Aici e clar, dosarul își va urma cursul, leziunea provocată, chiar dacă ea este la nivelul piciorului, nu este meritul celui care a tras, că victima încă este în viață și este norocul și intervenția medicilor, e clar că avem de-a face cu o tentativă de omor. Este interesant de aflat motivul, dacă omul acesta care a tras nu se cunoștea cu victimele respective, e clar că are probleme psihice și chiar dacă s-ar fi cunoscut, tot are o problemă comportamentală și obligatoriu ar trebui făcută o expertiză medico-legală psihiatrică, dar am convingerea că, deși vor fi găsite unele probleme de natură psihiatrică, el va fi răspunzător pentru faptul lui și nu va fi exonerat de răspunderea penală. Foarte pe scurt, domnule Antonescu, în cazul în care se dovedește că nu avea permis de port armă, cât de simplu este în România să obții o armă de foc? Din păcate, de multe ori este extrem de simplu și spun asta fără a încerca să jignesc lucrătorii de la punctele vamale. Se intră din multe direcții, mai ales cu mașinile în țară, fără un control extrem de amănunțit. E ușor să ascunzi o armă și trecerea prin Europa se poate face foarte ușor doar arătând buletinul. Rar se întâmplă să facă cineva un control al bagajelor extrem, extrem de amănunțit. Mulțumesc. De multe ori aceste arme sunt găsite doar datorită flerului celor de la vamă. Mulțumesc foarte mult, domnule Antonescu. Continuăm.